Oina lui Dragnea. Accelera e lipit de podea pentru cururile penale și abuzul în serviciu. Vezi calendarul adoptrii. Patele vine cu un cadou pentru Dragnea & Co. Atacate în codat la CCR, legile justiției sunt la un pas să ajung pe masa președintelui Klaus Iohannis spre promulgare. În paralel, liderii coaliei PSD-ALDE au fixat pentru oamenilor din Comisia Parlamentară Special un calendar foarte strâns pentru modificarea codului penal și al celui de procedură penal, la pachet cu redefinirea abuzului în serviciu. Totul trebuie adoptat și trecut prin Parlament și CCR până la finele sesiunii parlamentare de primvară. De altfel, modificarea codurilor penale intră în dezbaterea Parlamentului, imediat după te. Trebuie să le modificăm din cel puțin din trei motive. Sunt două directive europene, directiva 42/2014, directiva 343/2016, care trebuie să fie transpuse în legislație până în aprilie, subliniere, și sigur nu o să ajungem până atunci, după aceea avem un risc de infringement. Al doilea motiv, deciziile Curții Constituționale care, ne place sau nu ne place, sunt obligatorii, sublinierea deciziile CEDO. Sunt cele trei motive principale pentru care codurile penale trebuie modificate. Acestea sunt explicațiile. Sunt simple, sublinierea calendarul este până la sfârșit sublinierea acestei sesiuni parlamentare, spunea Liviu Dragnea după congresul extraordinar al PSD. La finele anului trecut, în cadrul Comisiei Parlamentare Speciale, se stabilise ce această comisie va elabora trei proiecte legislative prin care se modifice codul penal, codul de procedură penal și codul de procedură civil. Totul pornind de la mult invocatele nevoi de transpunerea directivei europene privind prezumția de nevinovie, dar și de armonizare cu deciziile de neconstituționalitate date de Curtea Constituțională, baza legală de altfel pentru crearea acestei comisii de la bun început. Potrivit unor surse din cadrul coaliei majoritare, atât pentru codurile penale, cât și pentru redefinirea abuzului în serviciu prin impunerea unui prag, Dragnea ar fi fixat un calendar de doar 3 săptămâni pentru adoptarea lor în comisie și prin cele două camere ale Parlamentului. Liderii majoritii au avut cenva din modul în care s-a derulat modificarea și adoptarea legilor justiției. La începutul lui mai ar trebui să le avem deja adoptate. Avem timp să facem eventualele modificări până la finele acestei sesiuni. Dacă se ajunge la curte, avem decizii de admitere parțiale pe eventualele sesizări ale opoziției. Acum s-a întâmplat cu cele trei legi ale justiției, virgulă, ne-au explicat sursele citate. În prezent, PSD și ALDE au finalizat în regim de urgent modificările la legile justiției, după sesizarea CCR. Noile modificări au intrat deja în controlul de constituționalitate, după ce PNL Iusdre au depus, pentru a doua oară, contestaii la CCR. În
cazul noului pachet de legi care privesc codurile penale, liderii coaliei se așteaptă ca cele mai multe dificultăți să le întâmpine cu redefinirea abuzului în serviciu, impunerea unui prag de la care acesta va fi considerat infracțiune. În momentul de fapt, a fost prevederea care a provocat cele mai mari controverse și reacții publice foarte dure, inclusiv ample proteste de stradă. Deocamdată, singura propunere clar de amendare a fost cea pentru codul de procedură penal, făcut de ministrul Justiției, prin care sintagma suspiciuni rezonabile să fie înlocuit, peste tot în lege, cu probe sau indicii temeinice. Singur prevedere care are consensul puterii al opoziției din comisie se refer la o propunere UDMR, conform căreia autoritățile publice nu se pot referi la suspecții, ci la persoane condamnate definitive. În paralel, la acea vreme, PSD-i ALDE au renunțat la propunerea lor inițială de interzicere a tuturor comunicărilor publice, precum și furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autorități publice sau orice alte persoane fizice, aflate în cursul procesului penal. În prezent, există o serie de propuneri care privesc abuzul în serviciu. Deputatul PSD, Cătălin Redulescu, propune dezincriminarea acestor infracțiuni și nu a renunțat în clauzele de amendamente, depuse la finele anului trecut, pe care pretinde că le-a elaborat împreună cu unii judectori și profesori de drept. El este cel care propune ca persoanele condamnate la închisoare până la 3 ani, pentru alte fapte decât cele cu violență, cei care au bolii incurabile și cei peste 60 de ani se fac închisoare la domiciliu. Un alt proiect, semnat de 40 de parlamentari PSD, printre care îl reximi pe Cătălin Redulescu, prevede scoaterea parlamentarilor și aleilor locali de sub incidența prevederilor codului penal, în cazul abuzului în serviciu, conflictului de interese sau lurii de mit. Este însă improbabil ca aceste propuneri legislative să fie asumate de conducerea actuală în majorității parlamentare. Ca în cazul legilor justiției, mai degrab, aceste inițiative servesc pe post de sperietoare și de crearea unei imagini, pentru actuala putere, de table moderat prin repudierea lor. În schimb, unele idei vor fi preluate și transformate, iar propunerile care vor fi adoptate tot vor aduce atingere sistemului și procedurilor folosite în justiție, cât vreme vor fi girate prin votul judectorilor curii constituționale.